mintea-mi spune să n-o fac. Sufletul la tine trage, mi-a intrat sub piele grav. O fi rău sau o fi bine, poezii sub cearșaf, o triviți ca două rime. Ai mei zic, nu te complica, ei nu știu că prea târziu deja. La tine mă uit la ceas din oră, oră. Am fixă ta iubire când dispari. Se mintă dată plouă și văd rațe de soare, doar un picător de rod. Tu ești singurul meu punct de sprijin într-o lume trecătoare, care niciunul nu știm încătr-o să luăm. Dar ne ține de mână, nu contează unde mergem, dacă ajungem împreună. Inima, inima mea, inima, inima mea, inima. Bate, bate, numai pentru tine bate. Oh, bate, bate, numai pentru tine bate. Inima, inima mea, yeah. Inima, inima mea. Oh, oh, bate, bate, numai pentru tine bate. Bate, inima, inima mea, ah, ah, oh. Inima, inima mea, ah, ah, oh. Alexandra Ungureanu live în starea de concert la Europa bună FM. Bună seara tuturor. Bună seara, bună seara, dragilor. Am plecat cu toate microfoanele. Nu e problemă. E cumva normal, pentru că, nu, ăsta e reflexul, te ajut eu? Ia, stai. Așa, acum am zăpăcit de urechi. Câți ani ai de carieră? Mai știi de când te-ai apucat tu de cântat? Inumărat? Există două numărători. Există varianta de când m-am lansat în prenocție de la Crash, așa cum mă știu exact, majoritatea. Cei care ne privesc acum, bună seara, bine v-am găsit, sper să vă placă ce facem aici. De atunci sunt 20 de ani, nici 20. Mai mult, nici mai puțin. Mulți de când cânt, cu diferite recunoașteri de la Curtea Școlii până la Casa de Cultură Onești și iată lumea largă, sunt mai mulți. Păi nu mai punem, lasă. Să tot fie, pentru că ai o voce extraordinară și toți ascultătorii o să se bucure și toți cei care ne privesc chiar acum live pe Facebook sau pe canalul de YouTube Europa FM. Să fiți cu ochii pe noi. Noi v-am pregătit un concert acustic. E formula mea preferată, recunosc, deși la fel de bine îmi plac ritmurile și zona asta EDM în care eu m-am lansat. Nu prea se mai cântă EDM în România. Ascultam de aici, de pe margine, și sună foarte bine. Adică a sunat, prima piesă a sunat excepțional în formula asta pe care ne-o propui în seara asta. Dar, în orice caz, e una dintre vocile catifelate din muzica românească, dragilor. N-aveți cum să ratați show-ul din seara asta. Alexandra are
pregătite pentru voi super cântece. Iar acum, imediat o să se audă cel mai nou cântec lansat de mine. Cel în pregătirea Marea, următorului. Marea Albastră se numește și totuși nu e o piesă de vară, deși sună așa, e o piesă de dragoste. Cam mai toate piesele mele despre ce, Dumnezeu, să și cântăm. Dragoste! Păi da, oricum suferim în toate modurile posibile sau ne bucurăm în toate modurile posibile și voi veniți artiștii să le puneți asta, exact în piesele care trebuie. Asta e una dintre puținele care nu e de suferință. E o piesă ritmată, sună foarte bine, dar exact. Uite, chiar sunt curios cum sună în varianta asta de acustic puțin. Ok, auzim. Mulțumim, ne întoarcem. Alexandra Ungureanu, live în starea de concert la Europa FM. Am încercat să spun cât de mult te iubesc, sărutul mi-a cam luat înainte. Am brațe pe nisip în timp ce mă citești, la fel ca marea fără cuvinte. Tot încălzești ca soarele, deja am ars toate vorbele. Ești ca marea albastră, te port în privire, ca valurile te întorci la mine. În povestea noastră, scrisă din privire, ca valurile te întorci la mine. Mă duce mai aproape de stele. Am pus deoparte lumea ca un compromis și m-am pierdut la tine pe piele. Mă tot încălzești ca soarele, deja am ars toate vorbele. Ești ca marea albastră, te port în privire, ca valorile te întorci la mine. Din privire, ca valurile te întorci la mine. Unde ai vrea să ne întâlnim, în afară de orizont? Se aude ceva prea tare în suflet să nu țin cont. Ești ca marea albastră, te port în privire, ca valurile te întorci la mine. În povestea noastră, scrisă din privire, ca valorile te întorci la mine. Asta chiar e o piesă foarte veche, cred că e cea mai veche din playlist. Mai vechi decât de la 1969, ce să cântăm? Asta sună bine întotdeauna cu publicul, sper că sunteți pe fază acasă, cu siguranță o să recunoașteți. Recunoașteți. Deși nu sunt la fel de sigură că recunosc. E cu flavor așa de pe insule. Inimioară, de ce mi se pare că noaptea-i mare și drumul-i lung? Mă ții de veche chiar și peste poate. Și atunci s-o coate. Unde o să ajung? Inima, tu n-ai minte deloc.
Mai zi. Of, inimioară, mi-ai luat cântatul, mi-ai dat oftatul de mii de ori. M-am luat de gânduri, vorbesc chiar cu mine, nu mai de tine. Ne întoarcem mai la începuturile celor 20 de ani despre care am vorbit mai devreme. Cu o piesă absolut superbă, nu că ea mea, dar Doamne cât s-a mai cântat asta la Europa FM. Pă, s-a săturat lumea de ea. Te vreau mai mult când vrei să pleci, te vreau mai mult când nu-mi zâmbești, doar tu poți să mă încălzești. Îmi dai soare când am doar nori, îți dau timp să nu mai pierzi, îți dau timp ca să mă crezi. Mă rătăcesc în lumea ta, în lumea ta mă simt. Iubirea mea în el îți cer să-mi dai o noapte în plus, te rog, mai stai în ochii te scuzi în cer, în nec, iubirea mea în el doar tu poți să-mi dai un motiv să mă simt în rău. Tu poți să mă încălzești, îmi dai soare când am doar nori, îți dau timp să nu-l mai pierzi, îți dau timp ca să mă crezi. Mă rătăcesc în lumea ta, în lumea ta mă simt în rai, în ochii te scuzi un cer, în nec, iubirea mea în el. Mă pierd mereu în lumea ta. Ah,
vechi, iubirea mea în el, doar tu poți să-mi dai un motiv de mă simt de la. Ok, avem acum un medley care o să vă aduc aminte de cele mai faine refrene și cele mai faine vremuri, în afară de asta pe care le trăim, evident, cu hiturile actuale. Avem și niște hituri foarte tari, de acum niște anișori. Funky time, așa. Yeah. La 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 la. Hey. Yeah. Yeah. Nu vedeam în ochii tăi, nu simțeam de țândere. Știu că dacă-l fi să ridica-mă,
și aruncă-mă spre cer. Oare mai știu să zbor? Să sper. La 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 la. Concert la Europa FM. Doamne, Alexandra, ce ai făcut din noi? Deci mi-a trecut copilăria, adolescența prin fața ochilor, ambele. Ai încheiat cu o piesă din 2002, Emoții, de la Emoții. System. Ai cântat ce cu nebunie ei. Era 2001. Da. 2001. 2001, da. Senzație. Am căutat eu 2002, da. Pe internet rapid să văd 2002 scria, băieții dar oricum. Băieții cu butoaiele. Exact. Da, au trecut vechi, ceva. Da. Superb medley-ul ăsta. Superb, superb. Un solo, te rog, de la tine. Cum te numești? Un solo. Eu sunt Cristi, dar mi se mai zice și Zepe. Că Zepe, te rog, pune un solo pentru un noi acum. Cahun. Scurt, scurt, scurt. Cum scurt. Sună da, cahunul, da, da, da. Nu prea mai e solo de cahun, te descurci. All right. Ta-ra-ta-ta. Prezentați armă. E clar, de asta e genericul de care film? Ce film începe? Nu știu, e filmul nostru. Părea unul de război oricum. Mi-am adică dat niște început, zâmbete da. În timp ce cânta foarte pentru tare. Că aveți o energie foarte, foarte frumoasă. Mi-a plăcut mult de tot ce am auzit aici în seara asta și mai avem un pic, nu? Mai avem un pic. Cireșele de pe tort. Vreo două sau trei, nici nu mai știu câte piese, dar noi știm foarte multe piese, dar în seara asta am pregătit așa, top of the top. Evident, nu există concert al meu unde să nu cânt Aprinde Dragostea, cred că normal, e... Normal. Acum, așa, lipsită da? De modestie, dar cred că într-un top al pieselor românești toate în timpurile s-ar încadra. E un refren foarte bine scris așa pentru toată viața, pentru toate situațiile, pentru toate iubirile și vârstele. Uite, și mă mândresc cu piesa asta. Apropo de toate situațiile de viață, citam la un moment dat, nu mai știu în ce publicație, nici nu contează, că ești mare consumator de emisiuni din astea motivaționale, să le zicem. A, mult la podcasturi. Te inspiră. Când mă demachez. Pentru că ești foarte, ești foarte energică și zic, mă, de unde și ea, de unde își trage toată energia asta? Eu cu energia sunt că artiștii au și latura cealaltă, vinul, cum trece timpul să faci mai bun. La mine vine energia. Moldova. Când eram mică eram da, aici Moldova, da, aici Moldova. Moldova, da. Păi nu, că dacă dădeam cu ardeală trebuie să fiu lentă, că merge și cu ardeală, am foarte mulți prieteni, dar sunt moldoveancă de la Onești și atunci dacă a ieșit acum vorba asta o las liniștită. N-am nicio problemă. Păi da, eu te ascultam din Botoșan, dintr-un dormitor de pe alea școlii, știu. Ia așa cum îmi aduc aminte că mă uitam la TV și apăreau clipurile cu tine, cu cei de la Crash, cu cei de la Sistem și mi-am trăit copilăria și mă bucur mult de tot. Chiar am început să am și un pic de emoții așa. Văd, la tine invers, trebuia să ne treacă acum pe tine te-au luat. Pe final m-au luat, da, da.
Bun, Alexandra Ungureanu, live în starea de concert, o super, un super show. Sunt convinsă că și cei de acasă, cei care ne aud acum, că sunt în mașină sau că se uită la noi pe Facebook sau exact, pe YouTube, sau ne privesc, se da. Bucură la fel de mult cum ne bucurăm noi aici de prezența ei și de tot show-ul și de toată gașca asta frumoasă. Eu asta mi-e chipă, că sunt acolo în fața display-urilor și ne ascultă și cântă cu noi. Bun, suntem pe finalul ultimelor două piese, Alexandra Ungureanu live în starea de concert, îți mulțumim mult de tot că ai acceptat invitația noastră. Cu mare drag, mulțumesc, invitația a fost o bucurie și sper că așa se simte și acasă. Vreau neapărat să mă lăsați în două vorbe să-i prezint pe colegii mei, pentru corect. Că îmi place treabă foarte bună. Mult gașca mea și sunt mândră de ea. Vlad Coman! Hey. Cristi Nicoara Zepe! Alex Gavrilă Oaie! Îmi pare bine. Așa e cu Gavrilă, Gavril, că e mai greu. Pe bune? Asta e mai nou, asta așa să mă faci de râs aici la concert. Glumesc. Bine, vine mielul dacă avem oaie. Avem și Vlad Măzărel, clape, vioară. Asta este formula noastră de super, glorie. Super formulă și ne bucurăm că sunteți cu toții mulțumim aici. Mulțumim pentru prezență și rămâneți, adică să dați radioul mai tare pentru că mai avem, sunt adică două, practic două acum piese. E the best for last. Volumul tare, tare de tot, Alexandra Ungureanu live în starea de concert la Europa FM. Atunci când tu lipsești și când îmi este greu, rostesc numele tău. Atunci când ești aici și caut liniștea, mă țin de mâna ta. Nu există foc care mă poate aprinde, nu e nimic ce ar putea. Când e mă aprind doar după dragostea ta. Poate stinge nici măcar o furtună, cineva să-mi spună ar putea. Când e mă sting doar după dragostea ta. Dragos.
I Need You More se numește ultima piesă pentru voi în seara asta. Începem cu beat, începem cu palme, începem cu ritmul, ia să vedem. With you apart, I can do that. My heart will.